Salutare prieteni, astăzi m-am apucat că am văzut pe este soare ca să văd dacă pot să scot cârtița asta. Uitați, dragi prieteni, am umplut toată curtea, uitați ce a făcut. Și nu știu cu ce s-o prind, cum să-i fac să stupească, că mi-am prășiat tot aici. Nu știu ce să fac, dragi prieteni. Uite ce a făcut aici. Cârtița asta a venit până aici, în față. Și în spate este în toată curtea, dragi prieteni, cu ce să opresc, că nu știu cu ce să opresc. Ia uitați ce mi-a făcut. Ia uitați, dragi prieteni, nu m-am ușuroaie peste tot. Într-o săptămână am făcut dezastru. Uitați, și acolo, în partea lanta, a ieșit în toată curtea. Cred că nu e una, sunt mai multe și nu știu cum să le opresc. Dragi prieteni, vă rog frumos să mă învățați și pe mine cum să opresc cârtițele astea. M-am dus și am cumpărat naftalină și acum să bag la toate capetele care sunt mușuroaiele, să bag naftalină și apă. Nu știu dacă merge așa. Să-mi spune și mie, vă rog frumos, cum să fac, că nu știu cum să fac. Da. Uitați, trebuie să clipăm, să facem curat în curte. Trebuie să vedem cum facem. De la cârtițele ăștia, că uite așa a făcut cârtița. Uitați, dragi prieteni, ce s-a întâmplat aici. Doamne, doamne, uitați ce s-a făcut aici, nu mai pot, m-a supărat și cârtițele astea, uitați, ce să mai zic, învățați-mă, vă rog frumos, ce să fac pentru cârtița asta, că nu știu ce să fac, da, uitați ce e aici, nici nu mai știu care e capătul ca să fac. Dar fac așa, că n-am ce să fac, nu știu, până când iasă, nu știu. Uite, stau pe aici, ia prin mușuroaiele astea, să văd dacă mișcă, să o iau cu lopata, să văd, nu știu. Cum să fac, nu știu. De unde a venit asta în curtea mea, nu știu. Că eu n-am avut așa ceva până acum, dar de o lună de zile tot făceam spate acolo, dar eu n-aveam habar. N-aveam habar, zic, a, trece. N-am crezut că se mulțesc atât de mult. Mai revin, dragi prieteni, până când amestec naftalina și ăștia ca să pun. Ia uitați, dragi prieteni, mi-a venit ce aici la pafarul ăsta. Și am cumpărat cutia asta pentru cârtiță. Am dat 30 de lei, cum să spun, 32 de lei. E bani, nu știu cum să spun, în lei ăștia. Am venit aici ca să iau. Să iau pentru cârtiță. Uite, am dat atâția bani. Să văd dacă se oprește cârtița. Da. Dar nu cred că se oprește niciodată. Nu știu ce să fac. Că e prea mult, prea toată curtea. Dragi prieteni, revin de acasă. Ia uitați-o pe Mădălina. A fost cu mine în oraș, am cumpărat granule ca să fugă cârtița, dragi prieteni, că nu e voie să o omorâm. Da, ia uitați ce am cumpărat. Miroasa motorină, o cutie de granule. Da. Acum mă duc să pun, cum a spus, de acolo, de la veterinar, să pun câte o bobiță îngropiță, o bobiță îngropiță acolo, ca să fugă cârtița din curte. Eu știu dacă fuge, dragi prieteni, nu știu, că am încolit toată curtea, numai cu mușcăi. Și nu știu ce să fac. Da, mi-a explicat prietenii, a zis că să mă duc să iau naftalină să pun. Naftalină? Da. Și o doamnă a trecut pe drum și a văzut că cârtițele și mi-a spus așa, a văzut mușcăi. Și mi-a spus, du-te să iei de la veterinar granule din aia, că iese pentru cârtiță. Și acum mă duc să văd, să încerc. Da, dragi prieteni, Mădălina acum aș face unghiile aici cu Marica, cu vecina. Da, face treaba aceea. Eu mă duc afară la mușuroaie să le pun acolo să văd dacă pleacă dânsa din curte. Nu știu ce să fac. Da, a făcut numai mușuroaie.
Da. Cum mă duc? Să pun așa cum a spus Fanny, prietenii. Albina! Ce faci, Albina? Unde ai fost? Da. Te și eu mă duc să văd ce fac cu cârtița. Da? Ai văzut cum am făcut coșulețul? E la mine în cameră, dacă-l vezi. Ia uitați, dragi prieteni, am pus furtunul aici cu apă. Eu știu ce face aici, cârtița asta. Să vedem ce facem. Revenim, dragi prieteni. Uite, am văzut, tot așa mi-a spus cineva, să pun, uitați, să pun sticle din ăștia, dragi prieteni. Am văzut că șuiere acolo și bate vântul, eu știu, dacă o fi așa, nu știu. Acum eu încerc să văd ce fac. Da. Mă încerc, că n-am ce să fac. Trebuie să încerc. Ia uitați, atâta apă am pus aici. I-a venit peste tot apa. Da. Da. Acum să văd. Să văd că n-are cine să mă filmeze. O, mamă, suica ce-i! Nu vezi, Madalina? Și în spate, și peste tot. Ce să mai fac? Dar eu nu cred că e una. A? Eu nu cred că e una. Cred că sunt mai mulți. Acum băgai în capul ăsta, a? Acum mă duc și în capătul ăla. Să pun aici, uite, odia asta. Să fi luat 5 kg de motorină, să văd. Și mătorină, dacă nu scăpăm de ea așa. Încercăm toate modele. Ce crezi că mai facem? Uite aici, mi-a spus doamna să pun așa. Da. Ce n-am crepetul? Ha? Să nu intră, să nu... Nu iasă pe mine, n-are cum să iasă pe mine. Ce? Ar trebui bine să iasă afară, dar nu iasă, aia. Mâna mai șovast, nu mai băga mâna. N-are cum. Păi nu ți-e frică de ea? Mie mi-e frică. Ia uite, Doamne ferește și păzăște. La unele grupi nu găsesc groapa. Păi da, ia uite, uite, uite unde curge partea nu, asta. Nu, aia acolo, acolo curge altceva. A? Altceva. Uite, a, uite-o. Deci eu căutam acolo. Aia e locul unde își face ea. Uh-huh. Ia umblă sub pământ, nu? Da. Acum să fac un capit așa, știi? Nu mi-e ferești. Mi-e frică de ele. Da? Mi-e frică de ele. Bă, une, că nu le găsesc. Bine să le găsesc. Ce că miroase, vezi? Ce miroase? Eu am nasul înfundat.
Și în spate la fel? Mamă, dacă îl prinde pe aia, nu îl nenorocește. Încălzâi. Să pun sticle din ăștia multe, mă gândesc.